Și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Este o ediție de promovare electorală. Fac această precizare, având în vedere și invitatul de astăzi, domnul George Ionescu, deputat PNL de Prahova și candidat pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Discutăm despre trei teme, să spunem așa, importante. Cea mai importantă dintre ele o reprezintă un proiect care a început deja să fie implementat în Prahova și la nivel național. Vorbim de refacerea sistemului de irigații. Cred că e o veste foarte bună, în special pentru agricultorii care s-au confruntat în ultima perioadă cu seceta. De asemenea, discutăm și despre fosta administrație, cum au fost blocate anumite proiecte importante de dezvoltare locală, dar și acuzațiile care vi se aduc, domnule deputat, de către unii colegi care ar trebui să fie viitor partener de guvernare. Așadar, haideți să discutăm despre sistemul de irigații, având în vedere faptul că după 1989 și în Prahova, ca de fapt peste tot în țară, un sistem foarte bine pus la punct a fost efectiv distrus prin furturi, nepăsare, indolență și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în Prahova după 1989 și ce a început să se facă relativ de curând? Înțeleg că deja sunt anumite suprafețe care pot fi irigate în urma lucrărilor desfășurate în acest an. Haideți să o luăm cu începutul. Ce s-a întâmplat după 1989 cu sistemele de irigații din Prahova? În primul rând, ce suprafață era irigată înainte de 1989? Da. Din păcate, județul Prahova a fost unul din județele unde nu s-au finalizat lucrările hidrotehnice. În 89 efectiv s-au oprit toate lucrările și nu s-au finalizat lucrările pentru irigații. În anul trecut, împreună cu președintele Iulian Dumitrescu, am decis ca eu să mă ocup de zona de parte agricolă a județului Prahova și am căutat împreună câteva obiective pe care noi trebuie să ni le asumăm și să niște ținte pe care trebuie să le și atingem în mandatul nostru. Am constatat că zona noastră de sud, zona câmpia județului Prahova, suferă destul de mult din cauza precipitațiilor și efectiv producțiile agricole, grâu, porumb, cereale în general, sunt mult sub media națională ca și cantitate la hectar. Am căutat și împreună am căutat soluții. Una din soluțiile pe care noi le puteam găsi mult mai repede era tocmai sistemul de irigații. Am făcut o evaluare începând cu luna noiembrie, când noi am venit la guvernare, și am găsit într-adevăr ceea ce spunea și dumneavoastră, acele canale într-un stadiu destul de încărcate de vegetație, colmatate. Anii și-au spus cuvântul 30 de ani sau aruncat gunoaie, în sfârșit. Menționez că, dacă vă aduceți aminte, pe la secția Inotești a ANIF-ului au trecut foarte mulți miniștri. Da, nu Domnul știu, domnul Daia, Daia. domnul Constantin, odată chiar. Da, știți că toți veneau, da, mai ales în campanie electorală sau când se apropia campanie electorală, indiferent de culoarea politică, și spuneau: domne, aici vom aduce apă. Mai aveau puțin să spună că aducă apă din Dunăre, numai ca să-i voteze lumea. Oficialii plecau. Stațiile de pompare rămâneau în același stadiu de degradare, canalele de irigații la fel de colmatate și pline de gunoaie. Ce s-a schimbat, practic, Păi, spre deosebire de celelalte administrații, celelalte guvernări? haideți să vă spun. Ei veneau, își făceau poze și plecau. Problema e că județul Prahova, ne-am lovit de fapt de o mare problemă. Județul Prahova nu era inclus în programul național de reabilitare a infrastructurii pentru irigații. Nefiind prinși în acest program național, aici nu s-a alocat niciun ban, nici măcar pentru decolmatarea unui canal.
Deci nu exista nici măcar cadrul legal, să spunem, pentru a se face investiții exact. În zona asta. De fapt, aici ne-am lovit. În noiembrie, decembrie ne-am lovit, încercam împreună cu Iulian Dumitrescu, am mers la ministru, a venit ministrul Oros încoace, am tot arătat că noi avem canalele astea, culmea, canalele astea, curge apa de la Buzău, de la Vernești, gravitațional. Deci nu necesită niciun leu cheltuială, decât deschide un stăvilar și apa vine pe canal și oamenii puteau să irige. E, neavând, el, Prahova nefiind prinsă în acest program, deci miniștrii veneau încoace, dar habar nu aveau că Prahova nu e prinsă în acest program, am discutat cu ministrul Oros, împreună cu Iulian Dumitrescu și am făcut o solicitare în sensul ăsta și în februarie 2020 Prahova a fost prinsă în Sistemul Național de Irigații și a putut să Ministerul Agriculturii a putut să investească să, la rectificare să pună niște bani pentru reparația acestor lucrări, acestor canale și deja s-a început. Sau bine, cum este la noi procedura cu SF, studiu, cu licitație, constructor și toate cele? Am trecut de toate etapele astea. Deja sunt câștigate lucrările de reabilitare. Deja se lucrează. Canalul CV-Stunu, cred că integral, este curățat. Se lucrează la stația de pompe, culmea, stația de pompe, unul din canale, canalul care merge de la Săhăteni până la Ceptura, vine chiar pe sub dealul dealul mare, dealul de la Tohani, da. Care a fost făcut în ideea în care și viile, Budureasca, Tohani, Ceptura, toate viile din zona respectivă, societățile viticole, să poată să irige și ei. În ce stadiu era stația asta de pompare? Stația asta era sub apă un metru. Pompele. Bun, da. Și... Deci ca să înțelegeți... Bănuiesc că multe componente erau furate, ploua, era distrusă, aici, da? Aici noroc că nu au avut cum să fure, că trebuia să vină cu scafandri, că erau toate pompele sub apă, oricum erau stricate. Deja la stația respectivă, în momentul ăsta, se montează pompele. Acolo, acel canal, apa intră prin pompare. Da. Ajunge până la Ceptura. CV-Stunu, care ajunge până la Tomșani, deja este decolmatat și curățat și se lucrează în continuare la amenajarea stăvilarelor. Eu mă duc destul de des acolo, că am făcut, de fapt am promis oamenilor, sunt agricultorii din zonă, deja au început să investească în sisteme de irigații performante și vă dați seama că dacă am promis, trebuie să ne ținem de cuvânt. Să spunem așa, că cel puțin parțial, o parte din aceste canale de irigații vor fi funcționale la începutul anului viitor, corect? Cam ce suprafață va putea fi irigată începând chiar de anul viitor? Ați făcut o estimare? În primăvara anului viitor se poate iriga în jur la 20.000 de hectare în județul Prahova. În zona respectivă, până la Ceptura și până la Tomșani, sunt în jur la 16.000 de hectare. Care în primăvară agricultorii din zonă, fermierii, își pot pune pompele pe acest canal și să irige stânga-dreapta. Ce înseamnă ca și costuri pentru un agricultor? Cât îl va costa apa pe care el o să o tragă cu pompa pe terenul agricol care îi aparține? Apa efectiv? Apa efectiv nu costă nimic. Există lege care spune că apa pentru irigații este suportată de statul român. Este suportată de Ministerul Agriculturii. Fermierii practic au costurile de la stația lor de pompare proprie și instalațiile de irigat. Dar vreau să vă spun un lucru. Am discutat cu câțiva fermieri în zona Buzăului, ei deja irigă acolo, cred că se irigă undeva la vreo 3.000 de hectare. Și am discutat cu ei cât de profitabil poate să fie această irigație, udarea plantelor. Știți ce mi-a spus? Un fermier mi-a spus că dacă ar vinde producția cu 50 de bani kilogramul sau 5 bani kilogramul, da, de porumb, ar avea profit 50%. Deci, ca să înțelegeți diferența, acest fermier recoltează 15 tone de porumb
pe un hectar irigat. Da. Și la noi în sudul județului media a fost undeva la 3 tone. Deci de 5 ori mai puțin față de un teren irigat. Irigat. Da. Bun. Întrebare. Totuși, vorbim dând la o parte marile ferme agricole care își permit investiții. Micii producători se pot asocia astfel încât să acceseze fonduri și nu vorbesc aici neapărat de la bănci, pentru că mai ales în perioada asta destul de complicată, e destul de dificil să accesezi un credit și oamenii se tem că nu o să mai poată să-și plătească ratele, având în vedere nebunia asta care ne-a cuprins pe toți. Există posibilitatea ca statul să-i ajute pe fermierii astfel încât să-și achiziționeze instalațiile de irigat? Spuneați dumneavoastră, apa este gratuită, da, cea care curge pe canal. Problema este cum aduce apa de pe canal pe terenul agricol. Ce se întâmplă? În primul demers a fost să reabilităm aceste canale. În afară de canalele astea, acestea două, care vin de la râul Buzău, noi în Prahova mai avem două canale. În zona de sud-vest a județului, un canal care se numește Leaotu și unul Iazul Morilor. Unul pleacă de la Aricești Rahtivani, Filipești de Târg, Mănești, Cocorăști, Colț. Da. Acolo toată zona asta, agricultorii de regulă, de majoritatea se ocupă de legumicultură. Irigă, au roșii, castraveți, legume. Și acela a intrat în reabilitare, va fi gata și ăla în primăvară. Și mai este un canal, Iazul Morilor, Leaotu, pardon, care pleacă tot de la Aricești Rahtivani, din barajul de la Nedelea, și trece prin Aricești, trece prin Târșorul Nou, Târșorul Vechi, Popești și ajunge la Puchei. Și acesta a intrat în reabilitare. Deci astfel încât nu doar cei care au producții de cereale, da, terenuri de cereale să beneficieze, ci legumicultori. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, am venit împreună cu Ministrul Agriculturii, cu secretarii de stat de la Ministerul Agriculturii, cu directorul ANIF, cu directorul ADS, cu directorul APIA. I-am invitat, au venit cu mare plăcere, am discutat cu legumicultorii de la Balta Doamnei. Acolo iarăși erau niște probleme vis-a-vis de programul Tomata. Au venit, au vorbit cu fermierii în zona canalelor de la Mizil, Fântânele, Ceptura. Am avut 3 întâlniri. Aceștia efectiv le-au spus fermierilor care sunt programele naționale care vor apărea vis-a-vis de irigații, pentru că vor fi, începând cu anul viitor, destul de multe programe pe fonduri europene, pe care ar putea să le acceseze fermierii. Astfel încât să nu se îndatoreze la bănci pentru a-și cumpăra acele instalații. Din păcate, programele o să înceapă anul viitor. Dar până atunci oamenii se pot organiza, nu? Până atunci oamenii deja se pot organiza. Ei trebuie să fie organizați în asociații de udători. Pentru că aceste asociații pot accesa aceste instalații, să știți că sunt foarte scumpe. De exemplu, o asociație poate să cumpere o pompă de mare putere și fiecare această pompă să deservească toate instalațiile fermierilor care sunt în această organizație. Vorbim de zeci, sute de mii de euro? Un sistem complet? Cred că vorbim și de milioane aici. Bun. Dar ei, în această formă de organizare, pot să acceseze aceste fonduri. Vreau să vă menționez că noi în Prahova nu avem decât două organizații în acest moment. O organizație care își desfășoară activitatea undeva jumătate pe raza județului Buzău și jumătate în județul Prahova. Iar încă o organizație care deja este și a cumpărat inclusiv instalațiile de irigat, dar de un an de zile le ține în curte pentru că de la Consiliul Județean n-au primit, adică ce se întâmplă?
Și aici trebuie să-ți scoți autorizația de construcții. Bun. Autorizația de construcții în extravilan ar trebui să fie mult mai simplă, pentru că... Nu faci o casă, da, sau un bloc sau... La Mizil, dacă vreți să vă interesați, există o organizație care are conducte, are instalații de irigat, cred că le are chiar de 2 ani de zile, și de 2 ani de zile nu a primit autorizația de construcție de la Consiliul Județean ca să poată să instaleze, de fapt, ce înseamnă instalat? Să sapi un șanț, se pune țeava și se astupă. Acolo deasupra se poate face agricultură fără probleme. Și Consiliul Județean Prahova nu i-a eliberat autorizația pentru... Da, cred că una din societăți, dacă vreți vă spun, se numește chiar Pajo, un mare fermier, o societate mare, care are în curte aceste instalații și nu le poate folosi. Din cauza unei autorizații de construcții. De 2 ani. Timp de 2 ani, cererea lui a stat în sertar. Bun. Da. Și acum că este noua conducere, să spunem, va face, nu știu, va elimina din circuitul ăsta birocratic astfel de anomalii? Păi pot să vă spun decât un singur lucru. Noua conducere nu știu câtă influență a avut. Dar, de exemplu, că tot discutam, Comuna Boldești-Grădiștea a câștigat un proiect pe PNDL, undeva cred că 90 km de asfalt. Da. De 2 ani de zile nu a obținut această autorizație de construcție. Primarul e liberal? E liberal, săracu. Am înțeles. Și după ce Iulian Dumitrescu a câștigat președinția Consiliului Județean și a depus jurământul, în 5 zile a primit autorizația, dar fără să... Asta vreau să vă zic, adică n-a încălcat legea sau ceva, nu. S-a bătut cu pumnii în masă și bietul funcționar s-a speriat, după 2 ani de zile sau 3 ani de zile a semnat hârtia, că nu înțeleg. Iulian Dumitrescu chiar nu știa, i-am spus de chestia asta, întâmplare, s-a întâmplat. Da. I-a venit timpul. Da. Să obțină și omul ăsta autorizația de construcție. Dar eu cred că a fost cu un interes clar ca la Boldești-Grădiștea, fiind un primar liberal foarte bun, să-l obstrucționeze, să nu-și poată rezolva problemele comunității. Și acum a primit autorizația și o să rezolve problema. Domnule Ionescu, eu sper ca practica asta pe care dumneavoastră o acuzați acum să nu se repete în sens invers. Adică primarii PSD care au ieșit la alegerile din 27 septembrie să n-aibă parte de același tratament din partea administrației PNL, astfel încât oamenii care și-au ales primarul social-democrat să n-aibă de suferit așa cum au avut de suferit cei din localității liberale, ca să spunem așa. Eu sunt sigur că Iulian Dumitrescu nu va face asta. Îi va ajuta absolut pe toți primarii, indiferent de culoarea politică. Și drept dovadă, de când e președinte de Consiliul Județean, 3-4 măsuri pe care le-a luat sunt măsuri, tabletele, pentru toți primarii din județul Prahova. Înainte primeau numai cei de la PSD. Toate măsurile care au fost luate de actualul Consiliu Județean și președintele Consiliului Județean Iulian Dumitrescu au fost în acest sens. Toți prahovenii sunt egali în fața președintelui Consiliului Județean, indiferent de culoarea politică. Bun, rămâne de văzut dacă, să spunem, această nouă politică din administrația județeană și locală va fi una, să spunem, corectă față de cetățeni care până la urmă n-au nicio vină că au votat un primar de o altă culoare decât cel care, eu știu, conduce județul, guvernul, statul român și așa mai departe. Vis-a-vis de aceste, ca să terminăm cu zona de irigații. A fost greu ca să putem să intrăm în acest program. Deja în primăvară, sudul județului, zonele care sunt acoperite de canalele de irigație vor avea apă. Deci asta e garanția mea și a lui Iulian Dumitrescu. CVS 1, CVS 2, în zona Mizil, până în Albești, Paleologul, vor avea apă. Și în zona de vest, cele două iazuri care pleacă de la Nedelea vor fi decolmatate, toate stăvilarele reparate și vor avea apă pentru irigație. Asta este garanția noastră. Mai mult de atât, aș vrea să știți că după ce Prahova a fost introdusă în acest program național pentru irigații, de fapt ANIF-ul nu se ocupă numai de irigații.
Anifu se ocupă și de secare, de zone mlăștinoase, de canale de desecare. Deci vorbim de zonele unde atunci când plouă abundent, da, se inundă, inclusiv terenuri agricole, eu știu, terenuri forestiere și așa mai departe. Exact. Ministrul Agriculturii a dat, a discutat cu cei de la ANIF, deja s-a făcut un studiu pe tot ce înseamnă județul Prahova, desecări, irigații, și o să vă las niște materiale, le am chiar de la ministru. În Prahova, în viitorul exercițiu financiar, deci acum, practic, toată investiția din Prahova în reabilitare, nu știu să vă spun exact suma, dar oricum nu înseamnă foarte mult, dar în următorii ani, în Prahova se vor investi undeva în jur la 80 de milioane de euro în această infrastructură. Deja am aici, de la ANIF, exact pe fiecare localitate în parte, tot ce înseamnă desecare, irigații, desecare și drenaj. Toate astea au o valoare estimată de între cam 75 de milioane de euro. Bun. Un lucru bun, cel puțin din punct de vedere al documentației și al banilor alocați. Scuzați-mă, sunt bani europeni. Bun, deci nu sunt alocați de la bugetul... Exact. Să nu ne trezim, nu știu, la anul, că vine ministrul și spune, știți, din cauza crizei trebuie să tăiem din investiții. Asta e un program european unde Prahova a fost inclusă. Deja s-au făcut studiile, probabil că imediat anul viitor, când banii vor fi în bugetul ministerului, se vor declanșa și licitațiile și cred că, așa, cum să vă spun, să zicem că a durat totuși un an de zile, să luăm în calcul chiar noiembrie, din noiembrie până în noiembrie au fost reabilitate canalele, vor fi reabilitate canalele de irigații și în anul viitor, în primăvară, vom avea apă în zonele acestea. Domnul Ionescu, bun, e bine că se face. Problema este și de întreținere, astfel încât să nu mai trăim odată filmul ăsta prost în care, după ce, să spunem, se pune la punct infrastructura, se găsesc niște băieți care să fure apă cu ghilimele de rigoare, să distrugă canalele, să le umple cu tot felul de deșeuri, să se colmateze, să nu fie întreținute. Există și un program pentru ca astfel de situații să nu se repete, ceea ce s-a întâmplat după 89? În primul rând, îmi spunea, discutam despre informarea fermierilor. Asta am făcut, am adus aici specialiștii ca să informeze fermierii. Noi nu suntem specialiști. Am adus specialiști. Aceste organizații de udători vor lua în... Ele, fiecare, vor lua o porțiune din acest canal. Li se va preda de către ANIF, da, o bucată pe care ei o administrează. Astfel încât să fie responsabil de bucata, exact, respectivă. Da? Pe aici curge apa cu care noi ne udăm terenurile, noi suntem răspunzători să fie ok. Exact. Acolo ei trebuie să-și întrețină aceste canale. Tocmai de-aia trebuie făcute cât mai multe organizații de udători ca să acoperim toată zona. Și bineînțeles să irige, da, în toată această zonă, că interesul e destul de mare și pentru țara noastră, să producem cereale mai multe decât să așteptăm. Exact. Mai ales că în ultimii ani am cam așteptat degeaba. Am așteptat degeaba. Bun. Deci aceasta ar fi soluția ca cei direct implicați în de a beneficia de aceste irigații să și răspundă, dacă vreți, pentru buna administrarea sistemelor. Chiar vroiam să vă spun că în aceste ANIF-ul, eu chiar nu mi-am dat seama cât de importantă este această societate pentru județul Prahova. Crezând că ANIF-ul practic are ca și rază de activitate zona de sud, zona câmpiei Prahovei. Să știți că în aceste ANIF are în subordine canale de desecare și de
amenajarea unor canale de viitură, inclusiv la Valea Doftanei, Brebu, Șotrile, deci și în zona montană. Da. Deci, practic... Dacă vreți o părere personală, domnul Ionescu, ANIF, cel puțin până ceea ce ne prezentați dumneavoastră, era o instituție moartă din punctul ăsta de vedere, adică lucrările pe care le făceau nu erau atât de vizibile. Era o structură care, să spunem așa, funcționa mai mult pe hârtie și trebuie să-mi dați dreptate. Aveți perfectă dreptate și vă spun, am avut o întâmplare imediat după ce ne-am gândit să, adică după ce am discutat cu Iulian Dumitrescu și am hotărât să încercăm să ajutăm agricultorii. Prima solicitare a fost făcută din comuna Puchenii Mari. Fostul director, de fapt, chiar actualul director, dar un jurist pus director la ANIF, care este și consilier județean, Ardelean se numește, am luat legătura cu el, i-am spus, domne, te rog, uite, haideți să găsim o soluție. Au venit la mine agricultori din zona Puchenii Mari care și-au cumpărat instalații de irigat și nu ajunge apa pe leaut la ei. Domne, nu-i problema, mâine au apă. Eu știind, acolo, știți, a fost colegiul meu de deputat și acolo cam știu absolut tot ce se întâmplă, i-am spus, zic, ai grijă să nu cumva să fie înfundat canalul, că au mai aruncat gunoaie, că au... Nu, domne, e treaba mea. Fix la ora 2 noaptea primesc un telefon de la Târșor, de la un fermier de acolo, foarte supărat, că i-a inundat toată stâna cu ei. Era apa, canalul a fost înfundat. Și toată când a dat drumul la apă pe canal? Exact. Exact. Bun. Asta înseamnă că, mă rog, din birou lucrurile stau diferit de ceea ce se întâmplă pe teren. Exact. Acum cred că s-a schimbat foarte, adică cel puțin cei de la ANIF, de la Național, știu că au trimis experți și lucrurile merg normal. Nu trebuie să, deci eu cred că noi nu trebuie să ajungem decât să, la sesizarea cetățenilor, noi politicienii, să putem să reacționăm. Nu trebuie să mergem noi să reabilităm canalele. Numai că în situația actuală noi nici măcar nu existam. Deci Prahova venea de aia și dădea drumul la o pompă și de fapt în realitate nici măcar nu exista un cent pe care putea să-l cheltuiască pe sistemul de irigație din Prahova, pentru că, și nici noi nu știam, cinstit vorbind, nu știam că există un sistem, un program național. Și Prahova nu era pe hartă. Prahova nu era acolo. Bun, apropo de politicieni, sunteți ținta unor atacuri din partea USR Plus, atât dumneavoastră cât și alți candidați de pe lista PNL Prahova. Una dintre acuzații care vi se aduce este că sunteți un deputat invizibil din punct de vedere al statisticilor prezentate pe site-ul Camerei Deputaților. Mă refer aici la minutele efectiv vorbite sau interpelările pe care le-ați avut cel puțin în ultimul mandat. Cum răspundeți acestor acuzații? Aș vrea întâi să fac un pic o mică remarcă. Parlamentul este la fel cum funcționează, la fel cum funcționează și un consiliu local și un consiliu județean. Noi, practic, parlamentarii suntem ca și consilierii județeni, ca și consilierii locali. Activitatea într-un consiliu local sau un consiliu județean se finalizează în votul din ședințele de consiliu. Dar asta nu înseamnă că este singura activitate a unui consilier județean, al unui consilier local sau al unui parlamentar. Noi, 6 zile pe săptămână, din 6 zile cât 5 zile cât suntem la Parlament, o singură zi, în jur la 2 ore, suntem în plenul Camerei Deputaților și votăm legile. În rest, activitatea noastră se desfășoară în comisiile din Parlament. Eu fac parte din Comisia de Mediu și din Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, practic fac parte din două comisii, unde nu am lipsit nici măcar în perioada COVID-ului, eu am mers acolo și am lucrat. Iar în plenul Parlamentului nu vorbesc decât liderii noștri. Dacă se uită colegii mei de la USR la activitatea colegilor dânșilor de la USR, o să constate că sunt și acolo o grămadă la fel ca și mine. Pentru că liderii de la USR ies și vorbesc în plenul Camerei Deputaților, pe dezbateri, iar noi votăm. Dânsii, bineînțeles că nu se uită în ograda lor, se uită în ograda noastră.
acuzațiile pe care mi le aduc, am văzut în locale, a apărut tot pe pagina USR Plus și a unor membri USR Plus că eu n-am bacalaureat. Ok, să facă plângeri dacă e așa. Oricum, majoritatea, când eu am luat bani bacaloratul, nici măcar nu existau. S-au născut după. Dar asta e altă problemă. Spun că eu am fost șomer. Vă spun cinstit. Nu mi-ar fi fost rușine să fiu șomer. Să știți că și cei care sunt șomeri sunt niște oameni corecți, oameni cinstiți. Important e să nu furi și să fii un om cinstit, chiar dacă ești și șomer. N-am fost din nefericire, n-am fost niciodată șomer, dar asta nu înseamnă că mai târziu s-ar putea să nu fiu. Și dacă o să fiu, o să am aceeași demnitate pe care o am și acum. Nu mi-e rușine cu ceea ce sunt, n-am furat și problemele pe care mi le pun în cârcă vis-a-fi de copiii mei, fiul meu, cel mare, este administratorul unei societăți. Nu are treabă cu politica. Tocmai de aceea eu am câștigat procesul cu Ani. Fiul meu cel mic este consilier la Ministerul Agriculturii. El a terminat facultatea, Universitatea Agricolă din București cu 10 și profesorul lui, Emil Dumitru, l-a luat consilierul lui. Este consilier pe mandatul domnului Dumitru. Exact cum a fost și domnul Polițeanu la doamna Macovei. Asta înseamnă că domnul Polițeanu a fost angajat prin pile la doamna Macovei? Eu nu cred. Eu știu că domnul Polițeanu este un om deosebit. Și mai mult de atât, vis-a-vis de reclamațiile pe care mi le face el și mă face că sunt un om irresponsabil, că sunt... Vă spun că acum câțiva ani de zile, undeva pe la ora 1 noaptea, primesc un telefon fix de la domnul Polițeanu, care mă roagă, cred că discutăm în momentul în care se reabilita linia de tramvai în Ploiești. Asta undeva în 2013-2014. Cam așa. Cred că nu. Cred că în mandatul domnului Bădescu. Da. Cred da, că atunci, da. Da. După 2012. Bineînțeles că am răspuns la telefon, că eu răspund și la 1-2 noaptea, că nu, telefonul este lângă mine, mă sună cetățenii și trebuie să răspund. Dar îl cunoșteați pe domnul Polițeanu? Adică l-aveați în memoria telefonului? Îl cunoșteam pe domnul Polițeanu. Cum să nu-l cunosc? Da? Dar în ce context? Era... Domnul Polițeanu a fost membru PD, PDL, împreună cu Monica Macovei. Deci e bine. V-ați întâlnit la activități de partid? Am văzut că scrie și de Băsescu. Partid? Băsescu i-a angajat pe amândoi. Și acum Băsescu e oaia neagră. Ok. Cred că are dreptate. A fost membru PDL, domnul Polițeanu? Dar bineînțeles, el a făcut parte din Comisia de Integritate a Partidului Democrat Liberal. El m-a judecat pe mine împreună cu Macovei că am făcut fals în declarația de avere și de interese. Dar, din păcate, ei n-au citit că CNP-ul ăla era al fiului meu, mai tânăr cu 20 de ani decât mine. A, și a fost o confuzie, practic. Păi, da, ei mă acuzau pe mine că am făcut fals în... Apropo de Ani, dumneavoastră ați câștigat procesul cu Ani? Da, bineînțeles. Deci, din punct de vedere legal, dumneavoastră nu mai aveți nicio problemă. Exact. Iar când m-au chemat în fața Comisiei de Disciplină a Partidului Democrat Liberal, mă acuzau și nu dădeam seama de ce. Și la un moment dat m-am uitat la CNP. Mi-a aruncat hârtie în față și mi-a zis, era și domnul Stolojan, erau mai mulți. Și zic, oameni buni, dar CNP-ul ăsta nu e al meu. Nu mi-am dat seama inițial că e CNP-ul fiului meu. Zic, nu e CNP-ul meu. Și i-am și spus, s-a supărat doamna Macovei pe mine. Atunci zic, doamnă, zic, dumneavoastră, zic, dacă mă acuzați pe mine, pe CNP-ul al cuiva, stau și mă gândesc când ați fost procuror câți oameni ați băgat în pușcărie nevinovați. I-am spus că n-aveam cum să m-au chemat de 2-3 ori și tot mă acuzau, nu-i aduceau niște acuzații care nu erau fondate, nu erau adevărate. Iar vis-a-vis de domnul Polițeanu, m-am trezit cu un telefon la 1 noaptea, în fața restaurantului Nord, a intrat cu mașina și în zona de reparație a căii de rulare a tramvaiului. Bineînțeles că am sunat un prieten la ora respectivă, am luat o platformă, am mers acolo, am urcat mașina pe platformă. Se stricase mașina, practic. Da, avea roata ruptă, efectiv, că nu știu cum a intrat. Deci era singură mașina? Nu, era cu doamna Macovei. Ah, bun. Și i-am dus la hotel central, deci de cunoaștem, mă cunoaște domnul Macovei, domnul polițian. Am dus mașina la reparat, la service, au reparat-o, ei și-au văzut de treabă, după câteva zile a venit, a luat mașina și vreo 2 ani de zile a uitat să-mi plătească. Până când l-am sunat, aveam factura făcută pe numele lui, plătită de mine și... V-a dat banii până la urmă. După 2 ani de zile mi-a dat banii, dar asta, tocmai asta spun.
Cum de nu mă cunoaște? Atunci ar fi putut să spună, băi, nu vin la tine, nu te sun pe tine, că tu nu ești corect, ești un invizibil. Asta se întâmpla după ce ați fost în comisia respectivă făcută pentru alegerile din 2012, corect? Da. Mă rog, după, da. După. Deci oricum vă cunoșteați. Da, dar nu ai... Păi da, poate era și dumneavoastră singurul lui cunoscut din Ploiești, Domnul Nica, dar eu nu, credeți-mă, eu nici în momentul ăsta nu am nimic cu domnul polițianul, pentru că sunt un om politic de foarte mult timp și campania electorală pe care o fac ei în momentul ăsta nu este o campanie corectă. Campania electorală trebuie să fie o campanie bazată pe proiecte, pe ce ai făcut sau pe ce o să faci, că ei n-au avut ce să facă, pentru că niciodată n-au fost la guvernare, au fost în Parlament, exact cum face și domnul Polițeanu, zi de zi sunt, atacă pe oricine, deci nu contează, cine nu face parte din USR e incompetent și are tot felul de probleme. În Prahova nu merge cu chestia asta. În Prahova oamenii sunt altfel, sunt mult mai inteligenți decât în alte părți și oamenii știu foarte bine cum să aleagă. Tocmai de-aia ei n-au avut un rezultat foarte bun în Prahova și cred că sunt sigur că nici nu o să aibă, pentru că nu așa se face campania. Campania pe denigrare. M-a găsit pe mine că sunt invizibil. Ok, lumea mă cunoaște. Am ajutat o grămadă oameni, răspund la telefon, îmi fac datoria de parlamentar, îmi fac datoria de politician în județul Prahova. I-a acuzat și pe colegii mei, care sunt la fel ca mine. Credeți-mă, suntem niște oameni care muncim, care ne-am văzut de treaba noastră, care am ajutat cetățenii din județul Prahova și dacă ei continuă cu aceste mizerii și, bineînțeles, cu aceste neadevăruri, pentru că e foarte simplu să vezi, să intri și să vezi că George Ionescu la un moment dat a dat și bacul și l-a luat din prima. Bun, vă gândiți să îi acționați în instanță pentru acele postări care conțin, din punctul dumneavoastră de vedere, lucruri neadevărate? Nu, domnul Nica, eu o să merg la cetățeni și o să le povestesc cine sunt acești oameni dacă ei fac așa. Eu nu o să mă ocup de chestii din astea. Eu, mie îmi place să merg pe teren, chiar și în situația de față cu pandemia asta care ne-a afectat absolut pe toți, o să merg și o să vorbesc cu oamenii și o să le explic cine sunt ei și cine suntem noi. Dacă așa vor, din punctul meu de vedere, singurii oameni, singurii politicieni care au făcut rău acestui județ, nu sunt ei, că n-au avut când. Sunt PSD-iștii. Ei au făcut foarte mult rău în acest județ și personal, și știți foarte bine cât am tras începând cu 2008 din cauza celor de la PSD. Mulțumim Dumnezeu că în acest moment prahovenii au luat cea mai bună decizie pentru ei. Au ales Partidul Național Liberal, l-au ales pe Iulian Dumitrescu, președinte de Consiliul Județean, în care credeți-mă că am mare încredere și e un om cu care discut și colaborăm. E un om care ne întreabă pe noi, cei care suntem mai vechi în politica prahoveană. Ne sfătuim împreună. De asemenea, Consiliul Județean, și sper ca colegii din USR să înțeleagă că noi nu suntem dușmanii lor. Dușmanii sunt alții. Și împreună să colaborăm și să atacurile astea, considerând că voturile ei le pot lua de la noi, nu de la PSD, să știți că e o mare greșeală. Este o mare greșeală. Oricum. Eu nu vreau să fac analiza alegerilor locale. Pentru că noi în această alianță pe care am făcut-o cu USR-ul ar fi trebuit să luăm 56%, numai că eu știu foarte bine campania, cum s-a desfășurat campania în cel puțin în sudul județului unde eu m-am ocupat, cei de la USR mergeau pe stradă și spuneau clar nu votați Iulian Dumitrescu. Deci cam asta este înțelegerea între noi și USR. Centrul a hotărât să facem această alianță, eu zic că a fost o alianță bună și poate fi o alianță bună mai departe, dar în schimb teritoriul s-a înțeles cu totul și cu totul altfel mesajul, dar eu cred că după alegerile parlamentare, indiferent de noroiul pe care îl aruncă în noi, noi vom obține un rezultat destul de bun și vom putea lucra împreună. Dar USR-ul trebuie să-și dea seama că nu noi suntem dușmanii lor. Da. Mă rog, este mesajul pe care îl adresați viitorilor colegi de alianță dacă lucrul ăsta se va întâmpla, deși mă uitam, citeam chiar astăzi o știre din zona politică națională,
o declarație a unui important lider liberal că USR-ul nu este chiar prima opțiune în formarea viitoarei alianțe de guvernare, așa că cine știe, surpriză, poate nu, eu cred, veți fi, eu cred, totuși adversar politic și după alegerile parlamentare. Eu cred că USR-ul va fi un partener în viitoarea guvernare. Chiar dacă acum vă aruncați gălețile Nu, eu nu arunc, eu vreau să vă spun că e campanie electorală, noi ne facem campania împotriva PSD-ului pentru că el e cel mai mare dușman al poporului român. Nu USR-ul. Din punct de vedere politic. Politic vorbesc. Da. Suntem în campanie, așa să înțelegeți, unii așa înțeleg să facă campanie electorală. Cred că dacă mă aruncă cu noroi în mine, eu să obțină niște voturi, nu. Cei care mă votează pe mine mă vor vota indiferent cum aruncă ei noroi, pentru că oamenii mă cunosc. Eu mi-am făcut datoria ca parlamentar în județul Prahova de când, din 2008 și până în prezent. Vă mulțumesc, domnule Ionescu, pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă revăd mâine la o nouă ediție electorală a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Până atunci vă spunem împreună multă sănătate!